Iată, stimați telespectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Gimp, invitatul nostru de astăzi, Adrian Botca, președinte plus organizația HATSEG. Vorbim despre plusuri și minusuri la HATSEG. Am ajuns la lista de consilieri, dar în timp ce o dezbatem, discutăm și alte lucruri. Ia, locul 4. Mai sărim de la una la alta. Da, de Bulacu ce mi-ai zis? Că e ce? Candidat pe lista de consilier la Consiliul Local, da, pe locul 3. Așa. Mai avem pe lista de consilier pe Lucian Cvașa. Cine este Lucian? Tânăr pensionar. Tânăr pensionar, da, tânăr așa. Pensionar. A lucrat 40 de ani în sistemul de distribuție al apei din oraș, un sistem de distribuție că de-a lungul a 40 de ani s-a numit Temiricum. Ce îți recomandă pe domnul? Ce recomandă pe el? Faptul că știe cum se distribuie apa. Pe lângă asta, cunoaște anumite probleme de acolo, din sistemul de distribuție al apei și ți-am zis, nu avem un guru din asta care se pricepe la tot. Uh-huh. Avem oameni care se pricep pe anumite segmente. Pe lângă faptul că știe cum merge apa, de multe ori vreau să-ți propun un titlu, HATSEG, orașul unde apa merge la deal. Serios? Sunt toate porțiuni unde, deși noi avem cădere, apa trebuie să o urci cu pompa. Da. Exact, da. Așa. Asta ca o paranteză. Da, nu cred că e numai HATSEG. Ar fi bine să folosești formele de relief ca să te ajute, nu să te încurce. Păi, dacă n-ai avut altă soluție tehnică, asta e. Mergând mai departe cu Luci, el, de-a lungul timpului, a reușit să cunoască foarte mulți oameni și problemele lor. Și el poate fi un bun receptor pentru problemele care le au oamenii în diferite zone. Mergem mai departe cu lista? Dacă vrei, ne oprim aici și restul de minute tăcem. Da, nu, nu frește, dar mai avem multe alte chestii. Ciocan Eronim, el are experiență mai mult în, pe partea de hidro, a fost inginer la HidroServ, a ajuns și pe la București în structuri de conducere, a considerat că liniștea din HATSEG e mult mai importantă, s-a întors. Și s-a tras la matcă. Da, pensionar și el acum. Deci doi pensionari aveți până acum. Mai avem mai mulți. Da? Da. Hai să mergem. Doamna Teodora Bunea, zisă și Dora Bunea, da? Care e foarte cunoscută în HATSEG. Prin mâna dânsă au trecut foarte multe generații, inclusiv eu, de limbă franceză. O doamnă foarte bine văzută, din câte știu eu. Hai să mai zicem și dintre tineri. Hai. Andrei Păran. Așa. Un tânăr care se ocupă de partea de producție materiale publicitare. Silviu Oneasă, alt tânăr. El are o afacere în domeniul pieselor auto și cel mai mult anvelope. Ok. Adi Dubere, instructor auto. Bun. Și v-ați adunat. Și ne-am adunat. Și ne-am făcut 21. Că tot erau tot felul de întrebări. Bun. Măi, Adi, care sunt problemele sau care au fost între Plus și USR la HATSEG? De acolo de ce nu mergeți pe listă comună? Bună întrebare. Pentru că trebuie să te întreb și lucrul ăsta. Da. Și pe tine. Sincer, nu vreau să intru în foarte multe detalii pentru dacă că... Acum văd eu dacă intrăm sau nu. Fără, da. Te rog. Ideea a fost următoarea. La HATSEG am considerat că e cea mai bună oportunitate până la urmă să mergem separat în urma discuțiilor pe care le-am avut. Deci, cu cine? Cu colegii de la USR, adică viitorii noștri colegi de partid. Ce a spus colegul Remus, că noi nu am denunțat acel protocol unilateral, este parțial adevărat. Adică minții Remus? Nu, am zis că este parțial adevărat. Adică e adevăr prin omisiune sau ce? Că nu înțeleg. N-am fost de acord cu anumite aspecte ale lui, dar am considerat până la urmă, deci după ce am discutat, că cel mai bine pe HATSEG ar fi să mergem separat. Și asta cumva va fi și un test foarte interesant. Deci, cum să zic, ne-am fost văzuți oarecum venind la masa asta a USR-ului ca niște neinvitați. Da? Deci masa era pusă, cheful era în toi, hop, am apărut și noi. Cine v-a văzut așa? Eu zic, care a fost senzația mea. A fost senzația ta. Da. Nu că ți-a spus cineva că... Și atunci, cu ocazia asta, e o bună... De șampanie. E o bună oportunitate de a vedea fiecare cât poate să facă, după care, bineînțeles, noi vom fi unul și același partid. A contat foarte mult și faptul că această
uniune între noi a fost făcută destul de târziu. Mă refer cel puțin la faza de Hatzel, adică noi ne-am cunoscut ca echipe destul de târziu. Și asta datorită nouă, pentru că ne-am apărut mai târziu și, mă rog, neștiindu-ne foarte bine, am zis, mai bine merge fiecare pe treaba lui, decât să avem acum tot felul de discuții doctrinare și de idei și așa mai departe, hai să mergem fiecare pe partea lui, după care o să ne punem la aceeași masă și o să avem timp să le facem astea mult și bine. Păi da, și în momentul ăsta relațiile dintre membrii USR și membrii PRUS, care sunt? Sunt cât se poate de ok. Deci nu sunt tensionate. Mm-hmm. Am înțeles. Da, vezi, mai am o chestie. Voi veți face parte din același partid. Da. Adică... Da, e complicat. Nu, că mă apucă de da, altfel n-ar fi frumos, dacă ar fi situație. Foarte simplu, da. Prindeți un consilier de la PLUS, să zicem. Da. Nu, poate prindeți 5, 10, poate okay, prindeți hai să unu, zicem unul, da. Că vreau să ajutem și chestia asta în discuție un pic. Deci, prinzi un consilier de la PLUS și să zicem că prinzi un consilier de la USR. Da. Da? Deci vor fi doi consilieri. Corect. După ce voi vă măritați acolo, după ce se fac ce protocol, se închide, exact, se, da. Așa, avem actele. Aveți actele, da. Între timp, fiecare umblați cu altă bărbat, altă femeie, știi? Adică umblați lelea. Relație deschisă. Da, e o relație deschisă asta. Deci un consilier de la PLUS, unul de la USR. Corect. După ce se încheie fuziunea, se dă hotărârea judecătorească, ambii consilieri devin de la același partid. Iată. Ece. Acum, Andrei Remus de la USR și președintele USR, da, declară că el nu susține nicio candidatură, el vrea să fie primar la Hatzec. Corect. Voi, de la plus și minus la Hatzec, da, declarați mai pe față, mai pe dos, că îl susțineți pe unul dintre candidați. Pe, ca să fie foarte clar, pe al PNL-ului, pe domnul Adrian Pușcă. Ca să nu existe vreo omisiune. Da. Bun. Nu, zi-mi și mie, dragul meu, cum când facem, voi ajungeți în Consiliul Local, unul de la USR, unul de la PLUS, măritați și deveniți una, cum faceți? Da, deși am venit mai târziu în politică, nu bănuim nici care că politica asta, exact cum ziceai, un gândit? Fel de fecioară așa, care te așteaptă cu lapte și miere acolo. Deci ca să ajung să poți să implementezi niște proiecte, trebuie să iei anumite decizii legate de tot felul de înțelegeri și alianțe, cum vrei să le numești. În niciun caz nu le-aș numi cum le-au numit alții cumetrii sau înțelegeri pe sumasă. Toate înțelegerile sunt la vedere. Nu urmăresc altceva decât a forma echipe care au aceleași obiective sau cel puțin obiectivele importante trebuie să fie comune, în așa fel încât tu după aceea să ai niște parteneri de discuție ca să poți să-ți implementezi aceste idei. Mari, cum dar faceți? Lasă-mă, nu-mi da bărbi. Ajung aici. Ia gândește-te, sunt acum 10, dacă nu 11 entități, partide, independenți și așa mai departe, care și-au depus candidatura pentru Consiliul Local Hatzec. Trebuie 300 de voturi minim ca să intre. Corect, dar acolo obiectivul lor este să intre în Consiliul acum, Local. De la voință la putință, presupunând, e pas mare. Presupunând că fiecare intră cu măcar unul acolo, vor fi 11 voci. Bun, hai să zicem că intră 8, că intră 7, da? Cu măcar unul. Vor fi 7-8 voci diferite acolo. Păi tu dacă nu faci acolo o majoritate cu niște oameni care vorbesc aceeași limbă cu tine, îți poți imagina cam cum ar arăta Consiliul Local din Hatzec? Că eu nu. Adică mă, pot, dar nu vreau. Eu cum ar arăta Consiliul, cum va arăta Consiliul Local din Hatzec cu 11 oameni care nu vorbesc aceeași limbă și cu un primar care vorbește altă limbă decât ei. Deci o să fie show-ul de pe loc. Păi noi asta sperăm. De aceea am făcut aceste... am inițiat aceste discuții. Aveți impresia acolo că toți vorbiți aceeași limbă, dar de fapt fiecare vorbește în limba lui. Bă, cel puțin, hai să zicem că vorbim aceeași limbă cu alt accent. Exact. Da? Dar limba e comună, pentru că obiectivele sunt comune. Deci tot ceea ce limba am care este agreat, legată de barbă, de regulă și barba e comună. Știi ce îmi dă mie speranță? Eu nu zic că tu ne servești bărbi. Ai dreptate. Deci riscul este foarte mare. După ce se fac alegerile, cineva să primească anumite presiuni din altă parte ca să ia alte decizii. Dragule, pe ce ne bazăm și pe acum tine că nu va întrebat fi pe Mircea o majoritate două simplă? Secunde. Da. Hai să vorbim pe concret, că oamenii asta vor să audă. Corect. Te întreb exact același lucru
pe care l-am întrebat și pe Mircea Necoa. Da. Să presupunem că ai consilieri locali. Okay. Da? Ești lider de grup la tine acolo. Da. PMP-ul are și el consilieri locali, okay. PNL-ul are și el consilieri locali. Da. PSD-ul va avea PSD, și PSD pro-România, bla, ăștia bla, sigur bla. Că o să aibă. După alegeri, vine Copănelul. Da. Adică va trebui pus director acolo, șef acolo. De ce faci așa? Că ăsta e adevărul. Ok. Ia, da, cum ai făcut? Este... Mai poți să... Nu te-a prins. Fiind fecioară de zodie, pot să fac și așa. Da. Deci, director acolo, șef acolo, 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 organigrama schimbată. Băi, asta se întâmplă. Da. Toate vor fi trecute prin Consiliul Local. Da. Cel puțin teoretic. Acum, te întreb eu pe tine. Voi aveți oameni în cadrul partidului vostru care să dorească să preia vreo funcție? Din asta? Te referi la director spital și director, nu știu, pe unde așa? Public, nu, șef serviciu, nu știu unde. Nu, fiecare dintre oamenii care este la noi aveți în echipă... Aveți sau nu aveți? Nu. Deci de la plus, zero. Dar, pot să zic un dar? Dar? Am vrea ca și aceste posturi, de acum înainte, chiar dacă sunt numite cumva, că nu sunt numite politic, da, tot prin concurs, da, oamenilor cu competență, blu-blu-blu. Fără discuție. Da. Pentru și că eu de-aia, vreau multe. De-aia lasă-mă intrat... să-mi termin ideea, că nu știi ce vreau să te-ntr-. Urmează. Deci voi n-aveți. PMP-ul a zis Mircea că nu. Din câte știu. Nu merge nimeni niciunde, noi vrem să schimbăm Hațegul în bine. Cam asta e. E. Cine mai rămâne din frăția inelelor? PNL-ul. PNL-ul. Nu? De la PNL, probabil că nu o să-l ia pe Gheorghe Vasilei, care fie el competentul lupește și să-i propună. De la PNL vor trebui numiți undeva. Pe servicii. Ajutați, promovați, alea, alea. Dacă ție de la plus și lui ăla de la PMP nu-i convine propunerea ăstuia de la PNL, ce se întâmplă, ca să nu zic în plântă? V-ați gândit? Da. Ce? Deci, înțelegerea este că acești oameni trebuie agreați. În primul și în primul rând, oamenii ăștia sunt numiți pe concurs. Hai mă, lasă. Știm, da. Nu intrăm foarte mult în detalii. Sperăm că acești oameni vor fi agreați. Deci chiar dacă nu sunt membri de partid, ar trebui să terminăm o dată cu chestia asta, trebuie să fie... Bun, agrează de cine? De voi? Putem de frăția inelelor. Frăția inelelor. Dar dacă doi și din încă, frăția inelelor chestie... nu agrează, ce faceți? Dacă nu agrează, nu va fi. Aia, da. Da. Faci pentru... pariu? Fac. N-ai cum. Hai să zic de ce fac pariu. Pentru că nu va fi o majoritate simplă, cum a fost și până acum, formată dintr-un singur partid. Și dacă va fi... Acel partid va depinde și de alții. Și e o idee care aș vrea să o spun acum, că la vârsta mea s-ar putea să o mai și uit. Deci noi, așa cum am spus acolo, vrem să facem un consiliu activ. Consilieri care să se implice, să vină cu idei și să lucreze. Ceea ce înseamnă că dacă vine o idee bună, deci aici vorbesc în numele meu personal, dacă vine o idee bună, egal de la ce partid vine, sunt dispus să o votez atâta timp cât este în folosul comunității și vine cu argumentele bun. Necesare. Lasă-mă că... să te întreb un lucru, ești primul pe care îl întreb chestia asta. Sunt puține copanelele la Hațeg. Deci n-am pile. Hmm? Deci n-am pile. Deci n-ai pile. Foarte puține copanele sunt. De exemplu, la voi nu vrea nimeni. Dana Micloșon, e manager la spital, spitalul da. În subordinea primăriei. Corect. Nici nu știu cât mai are pe ce perioadă. Cât mai are? Habarnă. Nu da. Știu nicio. Contractul de muncă. Când va fi și va trebui dat un nou concurs, dacă va trebui dat un nou concurs, o agreați pe Dana Micloșon? Da, dacă mă întreb pe mine ca persoană, zic da. Nu ca persoană, ca partid. Da. Ca membri, ca așa. PMP-ul știi ceva? Bănuiesc că da. Cu condiția ca Dana să treacă acel examen care va avea loc. Aici nu sunt probleme. Dar de agreat, da, Dana la este Bucura o persoană... La Bucura Preț v-ați gândit la cineva? N-am intrat în discuții de genul ăsta. De sincer, nu am intrat în discuții de genul ăsta. Noi deocamdată discutăm de... Cum de... Mai, eu am înțeles că s-au împărțit copanele deja. Mai. Acum, și eu am auzit tot felul de chestii, da? Ideea e și ce bagi în seamă și ce nu.
Vrei să spun ce am auzit eu? Tocmai mă știi pe mine de mult da. Timp. Deci... Uite, și ți-o spun deschis în emisiune. Eu am auzit că la un moment dat tu te-ai supărat foarte tare, că la prima discuție tu ai fi fost propus pentru postul de viceprimar, da. După care te-au scos ăștia din cărți și... uite, oh, ești okay, aici, da. Da? Îmi spui da sau nu? Și ar fi fost propus domnul Basarabă, mă rog, în cazul în care frăția inelelor funcționează, după care tot dintre voi doi, unul vrea administrator public, unul vrea viceprimar, n-ați reușit să vă înțelegeți, nu mai știu care e copănelul acum. Deci cum e cu garnitura? Ia, foarte, să vedem. Da, da. Foarte interesant cum evoluează poveștile astea. Discuția a fost referitoare la... Deci a existat o discuție. Da, în așa. Primul rând a fost vis-a-vis de viceprimar. De acolo să înțelegem foarte clar, viceprimarul nu-l numim nici noi, nici PNL-ul. Va fi o propunere. Da. Deci această decizie sau această numire a viceprimarului, normal că ține de votul din Consiliu. Dacă nu ai majoritatea, dacă nu e aia nouă în Consiliu, tu poți să vorbești e, și că pui pe... Și îl faci pe al nouălea, nu asta e problema. Dacă vrea. Da, există mijloace. Așa, da. Îi arăți calitățile ideea fost, candidatul. Da, ideea tocmai asta a fost ca să păstrăm un balans între, hai să nu zic poli de putere, că iar o să sune aiurea. Știi? Deci pe balans, așa, da. Da. Unul de aici, unul de aici. Tocmai ca să putem discuta mai multe idei și să le fiecare să-și poată promova ideile proprii. Deci este adevărat că eu sunt propunerea pentru viceprimar în cazul în care avem majoritatea în Consiliu. Deci încă ești? Propunerea? Da. Da. Și nu a fost nicio discuție deci vis-a-vis de... Că... Nu. Așa. Deci nu a fost nici măcar o secundă vreo discuție. Da. Am okay. discutat, am analizat. Dar te-ai gândit că afacerile tale... Da, tocmai îți spuneam de echipa pe care am făcut-o. A, pentru okay. că a fost o decizie care a fost destul de greu de luat. Bun, deci știi? Dacă frăția inelelor funcționează, da? Dacă Pușcaș este, iese primar, exact. Și dacă pe tine te votează consilierii și corect. Frăția funcționează, tu ai putea să fii viceprimar la Hatra. Da. Bun. Asta este discuția care, încă o dată repet, n-a fost pe sumasă, n-a fost cu metrie. Și administrator public cine? De administrator public deocamdată nu s-a numit cu subiect și predicat. În primul dar mai rând, țineți postul ăsta de administrator public? Dacă mă întrebi acum, nu știu. Mă, eu nu prea vedem dacă... Știu. Da, deci nu pot să mă antepronunț în momentul în care nu am anumite date. Normal, deci este absolut firesc că dacă acest post va fi necesar pe baza unei analize, băi, avem destul de lucru, să dea Dumnezeu să fie atât de mult de lucru, adică să vină fondurile europene de care vorbește toată lumea, să nu mai ce face cu banii și cu activitățile și să zici, bă, este obligatoriu să ai și postul ăsta, este absolut firesc ca fiind frăția inelelor, acest post să meargă la PMP. Acum, cine de la PMP de acolo, până la urmă, este decizia lor. Noi aici vorbim de înțelegerile între partide, că omul își numește, după aceea fiecare partid își numește omul acolo. Noi vorbim de ce... agrem fiecare. Bun. Dar, repet încă o dată, votez cu inima deschisă orice propunere vine în folosul comunității. Că asta vrem să facem. Adică, dacă mă întreb pe mine ce caut în toată chestia asta, eu nu am niciun fel de dorință de a candida la nivel județean sau național sau așa mai departe, da? Deci, locul meu este acolo la Hațel. Și atunci, de ce am intrat în chestia asta? Pentru că îmi doresc un Hațe care să fie prosper, un loc plăcut, da? Stai să mai întreb ceva. Spune. Când se va finaliza căsătoria asta cu USR-ul? Oare când după alegeri, nu o să știe exact, după alegeri va trebui să fie un congres comun, după care o să trebuiască să fie fost, făcute. Nu, i-am înțeles că trebuie să de validare, după bun, care va fi... mai mult de în luna noiembrie. Presupun că nu știu exact. Că o să fie interesant dacă vă măritați acolo. Dacă înainte de dacă înainte de alege sau... viceprimarul. A. Nu știu unde mă duce gândul. Nu. Păi dacă veți aștept fi... cu interes. Dacă veți fi doi în Consiliul Local, unul de la USR, unul de la Plus, unul da. Va fi Andrei Remus și unul vei fi tu. Da. Da. Numai că Andrei Remus ar putea să vrea și el viceprimar. Iar voi veți fi căsătoriți atunci. Rămâne de discutat. Și atunci frăția inelelor... Trebuie să ai și susținerea necesară. Deci, cum spuneai tu, dragii te dorința una, putirința la bine, la greu, asta e. Oricum,
Mai sunt și locuri unde mergi fără nevastă, știi? Eu încep, acum depinde cine e nevasta, știi? Eu încep să mă distrez de pe acum, da. Proiectul e frumos. Te țin la curent, uite asta promit, o să te țin la curent. Și încă o chestie la care aș vrea să te țin la curent și acolo chiar cred că ar trebui să se implice mai mulți, dacă tot vorbim de consiliul ăsta activ, hai mă să facem pe bune treaba aia cu ședințele consiliului care să fie publice. Eu știu că din punct de vedere legal este o ședință publică. Asta da. Trebuie să aibă și un pic de marketing în spate. Deci dacă depinde dacă ești proactiv sau vrei să stai așa. Acum depinde dacă vrei cum să o stai faci, așa, pentru că sunt soluții multiple. Eu soluții sunt. Da. Și sunt soluții simple. Acum tu știi să apelați la niște profesioniști pentru asta. Da, zic, tu știi, soluțiile la îndemână sunt foarte simplu, doar că trebuie să vrei să le faci, pentru că dacă le faci, acolo deja lumea te vede. Și o să știe, bă frate, ăla fii atent că face ceva, mișcă ceva acolo, ăla stă și moțe. Cât e ceasul? Hai că plecăm. Apropo de cât e ceasul, hai că plecăm. Îți mulțumesc plecăm? Pentru prezența în emisiune. Gata? Da. Ce zboare timp. De data asta. Da. Adi, succes pe mai departe. Mulțumesc. Și probabil că o să ne vedem în campanie electorală. Da. Când vom discuta și despre proiecte. Da, atunci intrăm în detalii. Stimați spectatori, Adrian Botca, președinte plus HATSEC și candidat la funcția de consilier local pentru Consiliul Local al orașului HATSEC, a fost invitat în emisiunea noastră. Sunt Adrian Simon, mulțumesc tuturor pentru atenție, rămâneți cu noi, numai bine!